No! No, no, no! Haide, frate! Mi-ero mor din cauza FPS-ul lor. Vrei să joci Fortnite mai multe FPS-uri? Da, dar nu am un PC mai bun. Ai nevoie decât de un PC cu browser. Cum adică? Ai auzit de Boosteroid? Nu. Guys, astăzi am o veste destul de bună pentru toți jucătorii care aveți un PC destul de slăbuț și nu vă puteți juca toate jocurile la grafici maxime. Astăzi am dat și am fost contactat de Boosteroid, un site care se ocupă de cloud gaming platform. Vedeți voi aici, efectiv, te joci, dar nu folosești deloc din resursele calculatorului, te joci prin cloud, tu îți manevrezi totul de aici, de la calculatorul tău, dar te joci pe un alt PC și astfel nu consumi deloc, ai nevoie decât de un PC slăbus, să zicem, o conectivitate la internet și browser. Și vedeți aici că avem World of Tanks, Witcher 3, GTA 5, Fortnite, Call of Duty, sunt o grămadă de jocuri, PUBG, Overwatch, sunt multe, multe jocuri, astea sunt cele din top care se joacă toată lumea. Eu o să fac un cont acum special ca să vă arăt vouă că funcționează treaba asta și cum funcționează. Am fost contactat de către cei de la Boosteroid și eu am fost de acord pentru că mi s-a părut o idee destul de bună și am zis, bă, de ce nu, dacă e o idee bună, să vă arăt și vouă. O să-mi bag aici un e-mail, facem aici o parolă rapid, să vă arăt exact cum funcționează treaba. Dăm aici accept Boosteroid și dăm sign up. Account created, ok. Deci o să primim un e-mail că pentru activare. Trebuie să ne ducem neapărat pe e-mail. Pe e-mail am primit un link și odată ce am intrat pe link m-a dus direct la jocurile astea. Ce să vezi. Și aici avem jocurile astea care sunt free. Efectiv, momentan avem decât 3 zile de trial. Toată treaba asta cu browserul și jucatul în cloud costă aproximativ 9,85€, ceva de genul. Avem 3 zile de testare, așa că dacă vreți să testați, puteți să intrați în linkul din descriere să testați și voi 3 zile. Vedeți dacă vă place sau etc. Noi o să dăm să ne jucăm Fortnite, pentru că vreau să testez dacă merge ca lumea Fortnite. Tu poate reușiți să facem și un win ceva, să jucăm acolo. Vedem cât de bine răspunde, pentru că noi efectiv acum nu ne jucăm pe calculatorul nostru. Vedeți, eu sunt în browser și deja mi-a deschis Epic Games-ul. O să dau un F11 ca să fim pe full screen. Cam așa arată Fortnite-ul pe Ultra și zici că mă joc că e în calculatorul meu. Deci cam așa arată Fortnite-ul în lobby pe Ultra. Dacă ne ducem aici, vedeți și avem și treaba asta că se știe că suntem în browser. Deci dacă ne ducem aici la setări, vedem că avem epic, totul în epic. Am dat motion blur off și FPS on. Și o putem observa că se vede așa. Și zici că efectiv mă joc eu. Deci dacă mă uit la detalii, uitați-vă la detaliile pe aici. Nu știu dacă se vede așa bine și pe filmare, dar se vede bomba. Deci ne jucăm în browser Fortnite. Eu încă nu pot să realizez. N-am nimica deschis, calculatorul meu stă lejer, calculatorul meu nu se chinuie și eu mă joc Fortnite în browser. Nu te cred, frate. Hai să vedem cum o să fie să jucăm. Sunt curios să văd cât de greu e să construim. Hai să vedem. Se poate construi sau nu? Asta e întrebarea mea. Acum arată, e aproape. Poate că se vede foarte mic. Nu, nu se vede. Fac așa și nu, chiar e ok. Mamă, frate. Nu știu cum au reușit să facă treaba asta, dar e de apreciat ce au făcut platforma asta. Și avem de a face cu niște pași. Un kill. Mai avem oameni pe aici prin zonă. A fost foarte ușor să-l omor pe ăla. Vedeți că sub 60 de FPS-uri nu scade. Deci nu scade. Am tot uit acolo să văd dacă scade. Uite că foarte puțin. Deci foarte puțin. Uite că nu mai găsesc mouse. Așa. Mă mișca în greu pentru că nu sunt obișnuit. Trebuie să te și obișnuiești. Odată ce te obișnuiești, cred că poți să joci destul de bine. Nu pro player, dar probabil poți să joci decent Fortnite fără nicio problemă. Ținând cont dacă tu n-ai avut până acum un calculator pe care să joci deloc Fortnite, cred că o să accepti cu siguranță să joci și așa. Ok, cineva aici, mărlă, moiule. Nu.
Ok. Cam ciudat cu sensibilitatea, parcă n-am aceeași sensibilitate. Parcă mi se mișcă mai mult mouse-ul decât ar trebui să mi se miște. Să mă obișnuiesc. Parcă e mai ok acum. Trebuie să mă obișnuiesc încă. Am 2 kill-uri. We're good, we're good, we're good. Să dăm slurp-ul. Ce părere aveți de Fortnite în browser? Oh shit. Mort. Spuneți-mi în comentarii ce părere aveți de Fortnite în browser. De cum se vede. De cum se mișcă. Nu știu dacă se vede chiar foarte ok. Eu cred că se vede ok. Aveți aici GTA 5. Dar scrie payment required. Dar dacă l-aveți, vă puteți duce aici pe el. Dați add. Și direct și-a dat seama că aveți GTA 5 un calculator. Și trebuie să vă că deja mă lasă să-i dau launch. Așa că o să-i dau aici launch. Am mai avut eu o sesiune înainte, o să-i dau close. Și acum ne caută resurse. Și deja ne-a băgat, o să dăm un F11 ca să fim pe full screen. Eu o să mă conectez acum cu contul și o să vedem dacă merge sau nu și cum merge cu graficii de pe ultra. A few moments later. Deci nici a deschis GTA-ul. Bă, că nu s-a deschis în full screen. Oricum noi nu suntem în full și nu suntem în browser. Dacă dau F11 efectiv o să mi-apare că sunt în browser. Asta mi se pare mie încă wow. Că sunt încă în browser și eu mă joc GTA 5 în browser. Mi se pare super super wow. Mai ales că 3 zile vă puteți juca fără nicio problemă. După asta trebuie să băgați 9,85€. Puteți plăti. Dacă ducem aici la grafici, putem vedea că avem windowed, nu vreau windowed, vreau full screen, apply. Bum. I-am dat apply. Și văd că încă totul merge fără nicio problemă. Deci dacă se mișcă mai bine decât mi se mișcă mie pe calculatorul meu, pe bune. E posibil, nu știu ce componente au calculatoarele astea, dar sigur voi zice de pe acum că sunt bune, adică văd că duce momentul de față fără nicio problemă în GTA-ul. Adică voi vedeți acum pe OBS ca și cum eu m-aș juca GTA pe calculatorul meu. Dar dacă dau F11, dar nu o să dau pentru că după aceea o să fie mai greu din nou să mă dau iară pe full screen. Efectiv sunt în browser, ia uitați. F11 am dat și sunt în browser, eu încă sunt în browser aici. Ia stai puțin că acum trebuie să mă dau iară pe full screen, dăm aici full screen, gata. Ludendorff, North Yankton, 9 years ago, ok. Mamă, cum se vede, ești nebun. Mamă, cum se vede. E totul dat în blană. Deci nu cred, frate. Eu în momentul ăsta nu mă joc la mine pe calculator. Mie că nu vine să cred că eu nu mă joc la mine pe calculator. Hai mă, mișcă-te. Da, și ăsta e începutul de GTA. Știți și voi începutul de GTA. Hai mă, mișcă-te. Așa. Acum trebuie să dăm un săgeată sus. Și văd că totul merge fără nicio problemă. Dăm un detonare aici. Nu știu cum aș putea să văd exact. Cred că puteți să dau un shift tab. Dăm aici la setări. Web broad, nu, broadcasting. Așa, in game. Și dăm aici in game FPS top left. Bine, sunt blocate la 60. Dar vedeți că avem 62 de FPS-uri. Adică noi chiar avem 62 de FPS-uri. Avem aici banii. Bum. Fără lag, fără absolut nicio problemă. Grafici maxim. Hai, Johnule, dă-te. Mă, dar cum se vede? Nici eu n-am tras așa, cred că. V K X. Pe ce ne-ai pe dădeam? A, e left alt, uite că avem acolo. Bom.
Am tras de Michael din greșeală. Oh shit, guys, bine. Hai să văd cum se mișcă, eu zic că se mișcă foarte, foarte bine. 60 de FPS-uri și cred că constant o să fie 60 de FPS-uri din câte am mai văzut eu și în alte jocuri și etc. Așa că o să-i dăm un S, vreau să ies de tot, dăm un alt F4 și dăm yes. Guys, cam asta a fost aventura cu Boosteroid, care este momentan în beta, așa că trebuie să-l scuzăm dacă mai există bug-uri sau etc. Dar nu uitați că aveți un link în descriere dacă vreți să testați și voi și dacă aveți un PC mai slăbuș și vreți să vă jucați GTA 5, că nu v-ați jucat până acum. Ideea e că vă puteți juca GTA 5 în browser, vă puteți juca Fortnite în browser, vă puteți juca o grămadă de jocuri. Dacă ne ducem aici la bookstore avem toate jocurile, hai să dăm aici pe all. Și avem aici toate jocurile astea, deci sunt toate jocurile, și FIFA am văzut aici, uite, FIFA 20. Toate jocurile astea le puteți juca în browser dacă cumva PC-ul vostru nu vă duce. Cu acest browser vă puteți juca, costă 10 euro dacă ne ducem aici la My Account. Dacă ne ducem aici, putem vedea că eu nu am nicio abonare în momentul de față și am putut să mă joc GTA 5, am putut să mă joc Fortnite fără nicio problemă la grafici ultra. Și dacă dăm aici subscribe, momentan se poate plăti făcă decât cu Mastercard și Visa. În curând o să se poată plăti și cu PayPal aparent, nu știu de ce nu se poate acum, dar în viitorul apropiat o se poate și cu PayPal. Ideea e că dacă v-a plăcut și v-am fost de ajutor, nu uitați, dați-vă acolo pe butonul drag la acest clip. Bă, mie mi se pare o idee super bună, nu uitați că aveți linkul în descriere. Eu am fost contactat de către cei de la Boosteroid pentru a promova această platformă și eu am fost de acord pentru că mi s-a părut o idee destul de bună. Eu nu am fost de acord la toate promovările, pe acum știți că nu fac eu des promovări, dar când sunt chestii de genul bune, fac promovări pentru că chiar mi se pare o idee bună. Eu am fost Andrei, sper că v-am fost de ajutor și până la viitoare v-am salutat. Bye, bye!